Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, etalare pentru iunie. Dacă vreți să fie 8 iunie, 8 iulie, treaba voastră, dar vă spun că etalările vibrează multe luni, înainte plus și minus. Haideți să vedem energia generală pentru săgetător în această perioadă. Uaha! Un soi de valet de monede. Un valet de monede. La capătul setului de cărți, 5 de monede, călătoria, 2 de... Ați lăsat ce... Ați ales. E o chestiune. Ați ales. Să vă transformați. Să vă refaceți aripile. Să vă refaceți energia. Pentru că... Pentru că... Unii dintre voi în acest proces de vindecare v-ați dat seama că fără echilibru emoțional, mental, nici fizicul nu vă mai ajută. În fine. Este o călătorie. Este un moment în călătoria voastră spirituală, este o călătorie, poate pentru voi, pentru, nu știu, cineva. Sau mai bine zis, sunteți la răscruce de drumuri. Dacă vreți să intrați în lumină, unii deja ați început vindecarea și lucrați, alții poate încă mai aveți o șansă. Pentru că șansele nu sunt la infinit, în fine. Să vedem exact ce înseamnă acest valet de monede, pentru că înseamnă foarte multe. Aveți cheile către abundență sau către dimensiuni în care puteți manifesta stabilitate, abundență, reușită, relații stabile, loialitate și din partea voastră, din partea prietenilor, spor. Aveți cheile. Dar rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin. În general, valetul de monede ține și de comunicare și de studiu. Ori trebuie să comunicați voi sau cineva, ori trebuie să studiați. La capătul setului de cărți, cineva se vindecă de o situație în familie. Regina de cupe, 2 de cupe și un as de spade. Înțelegeți, dincolo de confuzii de opțiuni, ce înseamnă dragoste adevărată, ce înseamnă cuplu, colaborare, suflete pereche, suflete karmice, suflete gemene. Înțelegeți, ați început să înțelegeți, să studiați apropo de chei, de dimensiuni. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Ce legătură are cu etalarea acest valet de monede? Voi de administrator, poate trebuie să vă administrați viața mai bine ca să nu mai fiți lăsați de izbeliște, ca la 5 de monede. Interesant că mi-atrage atenția în special acest as de spade pe care l-am văzut mai devreme, dat în urmă. Iar o chestiune de... Exact asul ăsta de spade. Aș spune eliberarea de niște preconcepții și capacitatea de a vedea în viitor, pentru că Jupiter asta face, planeta care ne guvernează, ne dă optimism, credință și prin aceste două calități putem să vedem în viitor. Și vedem și dacă cineva ne părăsește, și dacă cineva nu-și face timp, și dacă aveți probleme de noi, și dacă avem sau aveți probleme de, eu știu, financiar, aș spune, da? Ce mai văd? 17. Călătoria aceasta are numărul 17. 17 este numărul stelei în tarot. Iar vindecarea despre care am vorbit mai devreme este în plin proces și în acest proces vă îndreptați cu pași, apropo de valetul de monede, pași mici, siguri, și prin studiu, nu doar cu pași, și prin studiu către
Drumul vostru. Încă o dată, săgetător, soarele nu vine să ascende, nu, nu avem săgetător odată, de două ori. Extraordinar, de trei ori apare regina de spade și patru de spade, poate trebuie să vă vindecați de un semn de aer, de niște secrete sau invers, poate ei vor să se vindece, ei nu comunică, ei stau și meditează, am tot văzut semnul de aer. De multe ori în timp ce am amestecat aceste de cărți, hai să vedem săgetător. 8 de pute în trecut. Temperanța și cavalerul de pute. Probabil că ați fost într-o relație cu cineva, relație de orice natură ar fi, cu cineva, tot semn de foc, cu marcaj. Poate nu sunteți toți cu soare în săgetător, poate aveți Marte, poate aveți nodul nord și ați avut un soi de schimb emoțional și energetic cu cineva care avea tot semne de foc în harta natală. Posibil a trebuit să călătoriți, sau o călătorie, tot am văzut journey, călătoria, 8 de bâte. E o chestiune de călătorie la distanță, comunicare la distanță. Din cauza unei distanțe, această pasiune și atracție care a fost între voi, și inclusiv dorința de comunicare, a trebuit să fie temperată. Distanța a fost, cum să zic, pusă de destin, sau v-a pus Dumnezeu, destinul, la distanță, chiar dacă a fost această atracție, ca să vă vindecați înainte să manifestați ceva. Dar mai vedem, o să clarificăm. 10 de monede în prezent, 3 de monede și spânzuratul. Să înțeleg că după acea agitație de care, repet, ați început să vă vindecați, ia, ați început, a apărut și valetul de monede, da? Și 5 de monede este un sentiment de singurătate, de abandon, de oaia neagră, de faptul că nu sunteți văzuți, nu sunteți acceptați din niște motive, similar cu spânzuratul. Poate v-ați sacrificat, poate, eu știu, au fost niște chestiuni legate de familie, de căsătorie, de job. Acum aș spune că orice a fost în trecut, vedeți lucrurile altfel. Repet, o să clarific, dar deocamdată, unii dintre voi vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă a fost un triunghi la locul de muncă, aș spune că începe să vă vindecați. Comunicare la locul de muncă, iar o aventură care v-a lăsat așa, în stand-by, aș spune. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar în prezent, vă regăsiți credința, pentru că, repet, ați început vindecare de mai mult timp. Dar temperanța este în spate. Chiar dacă a fost distanța între voi, chiar da, așteptarea, reținerea, înfrânarea, toate au participat la întârzierea unei manifestări care probabil că v-ar fi făcut mai mult rău. Dar, repet, acum vedeți lucrurile altfel. Vă construiți trei de monede, poate să fie dorința voastră insistentă de a vă reconstrui viața, pentru că știți că dacă voi sunteți stabili, vindecați, stabili, într-o oarecare abundență, oarecare, da, eu un cuvânt, așa, abundența iar diferă de la om la om, vă puteți găsi oameni care, cu care să construiți și mai mult, oameni care să vă asigure, apropo de loialitate, stabilitate, aveți cheile interesante, aveți, poate lucrați în administrația publică sau nepublică, nu știu, în administrație, faceți bani, e o chestiune de bani, de poate chiar și
comerț, nu știu, dar administrație pentru unii dintre voi, nu pentru toți. În viitor, valetul de bâte, judecata și 7 de cupe. Posibil cineva vrea să comunice atracția pe care o simte. Cred că are legătură cu acel trecut, da? Pentru că am zis, acea pasiune, acele energii foarte intense au fost amânate și ținute la distanță, ca doi magneți care sunt ținuți la distanță, că altfel imediat se ating și nu se mai desprind. Și de-aia au fost ținuți la distanță, pentru că probabil era un dezechilibru. Unul avea mai multe emoții, altul mai puține, trebuia să se echilibreze lucrurile. Și această așteptare, să zic, și amânare și înfrânare a participat la vindecarea voastră într-o anumită măsură, la o anumită lecție. Dar cred că cealaltă persoană, dacă nu sunteți voi, vrea să comunice în viitor în legătură cu pasiunea aceasta și vrea să renască ceva. Dar, vedeți voi, după această renaștere apar 7 cupe. Iar confuzie, iar stagnare, iar semnul peștilor sau peștrac scorpion. Adică, n-am nimic cu zodiile, evident că n-am nimic, și sunt aspecte. Lună, poate, în niște poziții, în casa 12-a, sau în case de apă care, sau în lună cu Neptun, am înțeles, sau aspecte cu Neptun, da, aspecte cu Neptun care creează oarecare confuzie și stagnare din punct de vedere al felul cum ar trebui construită sau al dinamicii dintre voi și cineva. Dar spuneam că cineva vrea să comunice cu voi. Posibil să vă se împace, să spună că chiar dacă lucrurile au stat pe loc, chiar dacă atunci n-am avut timp, sau acum, da, acum n-am avut timp, că eram cu căsnicia. Nu, aici apare o căsnicie, aici apare cineva care se sacrifică. Și apare un triunghi. Iar semnale, nu pentru toată lumea. Dar poate să spună nu, multe. Că a fost distanță, că a fost căsnicia, că a fost jobul, că a fost nevoia de stabilitate. Din niște motive lucrurile s-au amânat. Da? Și posibil cineva vrea să renască ceva cu voi. Dar, repet, vin confuziile, apar confuziile. Și nu-mi place când sunt. Probabil că aveți Neptun în săgetător. Da. Da, iar cineva creează această confuzie. Voi concentrați-vă pe bani, pe stabilitate. Nu pe bani, musai, pe stabilitate, pe reconstrucția voastră. Apare în continuare cavalerul de monede. Concentrați-vă pe vindecarea voastră de cineva care a fost prea autoritar și care a venit, a plecat, a venit, a plecat, eventual a spus diferite texte cât să. Și acum vine iar cu texte, ghilimele, evident, vine iar cu texte. Mare grijă la acest personaj, care și că vrea să ofere echilibrare, reciprocitate. Dar voi trebuie să vedeți, să discerneți. Judecata înseamnă și discernământ. Ați trecut prin multe, da? Și în continuare treceți. Trebuie să câștigați această victorie asupra jocurilor mentale ale unor personaje, ca să vă puteți atrage sufletul pereche, să vă puteți atrage colaborări fructuoase. Pentru că știți, și când ai dezamăgire în dragoste, parcă nici la muncă nu-ți merge, nu știu, e o chestiune. Ideea este că dacă aveți grijă, la această comunicare care vă poate aduce confuzie, și vă continuați valetul și cavalerul de monede, vă continuați drumul încet către vindecare, către misiunea voastră, că nu ajungeți la misiunea voastră chiar una cu două. Da?
E ceva timp. Steaua este cea mai... E casa 11 a vărsătorului. Este casa, nu neapărat semnul. Energia, asta înseamnă. Nu semnul vărsătorului. Este energia casei a 11-a. A distanței. A lucrurilor care trebuie parcurse cu răbdare. Cu determinare. Hai să și clarific. Ce ar mai fi să văd? Poate aștepta să vină cineva acasă de la distanță, posibil, pentru unii dintre voi vin mesaje. Așteptați să vină acasă cineva de la distanță. Sunt mesaje. Dar în prezent, reconstrucția voastră este punctul central, reconstrucția voastră, regăsirea credinței, să vedeți lucrurile din diferite perspective, chiar neplăcute, dacă stai cu capul în jos nu-i plăcut, da? Și să discerneți în această reconstrucție și în această, vedeți că e pe aceeași, vedeți, reconstrucția personală, temperanța, vindecarea și judecata și renașterea. Acestea sunt centrale, subiecte centrale pentru voi. Undeva într-o zonă mai de trecut, care va reveni într-o anumită formă, este o comunicare pasională cu cineva, un bombardament, vedeți, narcisiști, bombardament ăsta, mesaje sexy, super pasionale, pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Eu vă dau mai multe variante. Dar comunicare, distanță, poate cu cineva, eu știu, într-o poziție profesională înaltă sau cu familie sau cu bani sau cu un anumit statut, educație, da? Și acel personaj din trecut revine, va reveni în viitor cu un mesaj. Știi? Mie tot îmi place. Glumesc, dar vedeți voi cum e mesajul. Îmi place de tine, ceva de genul ăsta. Voi ați ales deja. Eu zic că ați ales. În primul și în primul rând, nu știu, cu acest valet de monede simt că este loialitate față de voi, față de stabilitatea voastră și față de această reconstrucție, aș spune. În continuare, acest cavaler, personajul acela aventuros, plin de, eu știu, magnetism, de încredere în el, de cuceritor, să zic. Personajul acela cuceritor, în prezent, nu cred că comunică prea mult cu voi, de-aia apare spânzuratul. E o amânare, eventual, în a veni spre voi, în a comunica cu voi, în a manifesta ceva cu voi. Acel personaj aventuros cu care ceva a fost. Voi știți povestea voastră, nu eu. E un colectiv de Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord. O să și clarific, dar această stagnare datorată și faptului că aveți opțiuni și voi și ei. Și dintre toate opțiunile, cele mai importante ar fi vindecarea și reconstrucția voastră. Rămâne de văzut. Hai, ce apare la clarificare. Da. Iar alegeri la capătul setului de cărți. Da, trebuie să alegeți. Să fiți puternici, să vă ridicați deasupra jocurilor mentale. Iau, de justiția, 5 de spade. Iar personaj căsătorit pentru mine. Da, v-ați simțit bine. Soare, lună, v-ați completat, ok. Dar au fost și mistere, au fost și secrete. Și abandon de 2 ori 5 de monede. Iar apare, da? Abandon. Jocuri mentale. 5 de spade pentru mine înseamnă jocuri mentale, conflict mental. Da? Aveți puterea să vă alegeți, da? O nouă direcție. Și repet, astea sunt, hai să le pun așa ca să le vedeți, sunt centrale. Temperanța, vindecarea, reconstrucția voastră și judecata, discernământul și ascensiunea pentru unii dintre voi care cătați. Da, cătați. Hai să vedem. Da? Hai, 8 de spade. Nu, ce zic eu, nu, mă, nu 8 de spade. Probabil că cineva obsedat a fost obsedat în acel
în acea comunicare. 8 de bute. 8 de bute. Luna. Ia uite. Luna. Niște... O comunicare care v-a adus confuzie sau plină de mister sau sub o aură de secret, să zic, și care v-a adus rană sufletească, dezamăgire, probabil iar acel bărbat important, regele de monede, regele de bute, plin de pasiune, ok, dar și cu responsabilități și la job și acasă, da? Dezamăgire. Probabil era și călătorie 3 de bute, 8 de bute. Probabil că era și distanță și din cauza distanței voi nu știați exact ce se întâmplă luna, da? De ce vă lasă? Uneori vorbește, altor nu vorbește, da? Uneori se manifestă că se construiește, altor nu se construiește. Temperanță. Pentru săgetători. Într-un fel sau altul, toate cărțile într-un fel sau altul reprezintă planete în săgetător, dar nu e obligatoriu să fiți voi, poate este un personaj care are planete în săgetător și s-a creat cuplajul, conjuncția. Ia uite, 4 de spade care reprezintă varianta mică pentru mine a eremitului. Meditație. Meditație, ați început să faceți meditație, să vă gândiți la acel 3 de spade pe care l-am văzut mai devreme. Tăcere, tăcerea cuiva, ia uite jocuri mentale, justiția, iar revine. Cavalerul de bâte. În trecut. Eu acum citesc pentru săgetători, dacă vă uitați alte zodii la săgetători, e problema voastră. S-ar putea să nu înțelegeți tot, pentru că voi înțelegeți doar relația voastră cu săgetătorii, nu înțelegeți și relațiile săgetătorilor cu alte persoane, membri de familie, da? Colegi de muncă, eu știu, idealuri, alea sunt relațiile lor și e valabil pentru orice zodie. Cavalerul de bâte, te rog frumos, pentru săgetători, soarele în Venus, ascendentul în Nord în săgetător. Ce avem? Avem semnul săgetătorului, avem lună, peștrac, scorpion, avem semne de pământ și semne de foc, aer, avem și ceva aer, am văzut și justiția acum, vărsătorul, vedem dacă apare și gemenii, dar cavalerul de bâte în trecut, te rog frumos, pentru săgetător, cavalerul de bâte în trecut. Ar putea să fie încrederea în voi să vă eliberați, da, vedem, ia uite. Asul de bâte. Acea pasiune nu s-a manifestat, a fost blocată una la mână. Da. Dacă ați avut de-a face cu un aventuros sau ați, nu știu, ceva din voi a sperat că acea pasiune se va manifesta, nu s-a manifestat, s-a blocat. S-a blocat. Poate un alt semn de foc a intervenit în relația dintre voi. Și triunghi, dacă ar fi, ar putea să fie berbec, leu, săgetător, da? Asul de bâte nu s-a manifestat în trecut. A, ce ar mai fi? Poate v-ați pierdut încrederea la un moment dat, posibil, dar, ia uite, distanță, distanță. Iar cineva era căsătorit, căsătorită. Eu cred că unii dintre voi ați fost obsedați, îndrăgostiți de cineva pe care i-ați văzut, wow, totul, dar nu s-a manifestat. Ideea este că se termină cu această lume, se încheie acel capitol și asta e minunat. Am spus mai devreme, au fost amânări, au fost distanțe din cauza unor lucruri. Voi nu știați niște lucruri. Unul poate nu avea încredere în el, unul avea încredere, dar nu știa despre neîncrederile celuilalt, despre problemele celuilalt și tot așa.
Că așa e la distanță. Bine, se poate întâmpla și când ești aproape, dar cu atât mai mult dacă a fost distanță între voi. Și dacă n-a fost distanță, au fost niște amânări, lipsa expresivității sau comunicării dintre voi, pus pentru că unul avea nevoie de vindecare mai mult decât celălalt. Poate că voi acum investiți în vindecarea voastră de această dezamăgire, ca să încerc să mă înțelegeți. Dar probabil personajul respectiv nu era într-o vibrație suficient de pozitivă, să spun, ca să puteți manifesta acel potențial. Astfel de bât e un potențial, neapărat atracție, poate să fie și atracție sexuală, dar e un potențial, e o idee, o inovație, este o sclipire, o scânteie. Da? Luați-o cum vreți. Dar ce a fost acel as de bâte nu s-a manifestat. Ca lumea. 10 de monede în prezent. Familia vă influențează în prezent, jobul vă este important, trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să vedem, 10 de monede în prezent. Nu știu, ce să zic, am văzut o carte. Asul de monede, interesant. S-ar putea să primiți o ofertă din partea cuiva care vrea o relație de lungă durată care să ducă către căsătorie. Poate începeți voi un proiect cu cineva, dacă acela n-a mers, acum începeți un proiect pentru că studiați, da? Pentru că vă faceți temele, pentru că ați ales eventual altă cale. Acel proiect n-a mers din diferite motive, proiect, situație, relație, ce o fi fost. Acum aveți o nouă oportunitate de aur prin care puteți să faceți bani, să vă schimbați jobul și să aveți parte de stabilitate, abundență, succes. Sau să începeți să comunicați cu altcineva care vrea relație stabilă, da? Să colaborați. Cei doi să colaboreze și să creeze ceva nou. Eventual trebuie să învățați, da, să vă recâștigați încrederea în voi și ce a murit, a murit, iaute, moartea și justiția. Contractul respectiv, poate un contract la locul de muncă, a trebuit încheiat pentru că n-a fost potrivit pentru voi. Poate căsătoria cuiva se transformă. Sunt multe variante. Ideea este că să vă păstrați încrederea și să învățați să blocați pe cei care vă atacă, să vă creați granițe personale de acum încolo. Și asta spun la multe etalări, nu doar la voi, pentru că sunt lucruri foarte necesare pentru toți. Dar, în anumite perioade apar anumite mesaje mai des decât altele, nu? 3 de monede din diferite motive. Iar apare 8 de monede. Vreți să munciți? Cineva vrea să muncească cu voi, să colaboreze, bănuiesc. Trei de monede în prezent pentru săgetători. Aș spune că până vine carta, unii dintre voi v-ați cam săturat de lucruri intense și vreți lucruri mai pământene. V-ați dat seama că acelea v-au adus dezamăgiri. Asta e. Unii. Trei de monede. Da, iar trebuie să alegeți carta pe care am văzut-o mai devreme. Să fiți determinați să vă creați această nouă lume, eventual acest nou job, această nouă relație. Dacă vine cineva cu această posibilitate, zic eu, nu știu, dați-le șansa să construiți. Că până nu încercați, nu aveți de unde să știți, evident. Dar e vorba de construcție, da? Nu vă mai pierdeți energia în pasiuni la care le pierdeți controlul, da? Pierdeți hățurile. Concentrați-vă pe ceea ce puteți crea practic cu personajul respectiv, coleg, colegă, ce-o fi proiect, poate și, eu știu, o viitoare relație de dragoste. Asul de monede înseamnă foarte multe. Și cu 10 de monede, iar un potențial. Asta înseamnă determinare să construiți, dar trebuie să alegeți, interesant, bâta liberă, care
e flexibilă, care e disponibilă. Nu cea care stă pe loc. Pentru că nu faptul că stă vă dă stabilitate, aia e stagnare. Da? E o diferență între a fi stabil și a sta pe loc. E o mare, mare diferență. Schimbați energia, dragii mei. Vă eliberați de cineva închistat, tradițional, care se gândea doar la bani, reținut 4 de monede, poate că ați ținut la ei, poate și au ținut la voi, dar schimbați energia. Apare o întâlnire, o roata norocului se schimbă. Domnule, viața asta este ca o ruletă. Da? Viața asta e ca o ruletă. Acu vine ceva, acu vine altceva, a fost un as de bâte, n-a mers, acum un as de monede. Da? Vine, din preajma prietenilor aveți o vibrație înaltă sau bucurându-vă de viață, asta prin vindecarea în care vă implicați, da? Vă atrageți noi oportunități. Clarificăm spânzuratul pentru săgetători. Spânzuratul. Diavolul! Wow! Interesant ce este. Ia, eu mai iau și așa. Mai iau și așa. Dați-mi voie dacă vreți să luați și voi, că aveți cărțile, le vedeți, da? Doi de bâte. Da? Aveți în spatele, nu întâmplătorie. Zic eu că nu e întâmplător. În spate, bâta despre care vorbeam, aia stabilă, care, nu e stabilă, este fixă. Fixă, stagnantă, da? Spânzuratul și diavolul. Diavolul înseamnă mult, înseamnă carieră, înseamnă relații toxice, relații dominatoare, oameni care vor să vă domine și vor să vă lege. Sunt relații karmice, sunt bazate pe, eu știu, pe adicții, pe bani, pe multe chestii. Apropo de job. Da, ceva de genul te culci cu mine, îți dau banii sau te avansez. Vedeți? Spânzuratul și diavolul. Am dat o variantă. Uf, dar pot să însemne foarte multe. Poate să fie și o căsnicie a cuiva toxică în care personajul se sacrifică, stă pe loc, asta îi lasă că mai iese, mai are câte o aventură, mai una alta, mai se bucură de viață și în continuare căsnicia continuă. Sunt multe variante. Și dacă nu-i căsnicie, repet, e o relație karmică. Pentru că asta este diavolul, este toxic. Sau adicții. Lene. Multe. Acestea sunt în spate. Voi trebuie să alegeți aici. Și interesant că acest spre glob, spre expansiune, aveți asul de monede, 10 de monede. Dar pentru asta trebuie să blocați pe cei care vă pun în triunghiuri amoroase sau vă pun în situații eventual tot așa, dezechilibrate, în care unul domină, altul se supune, chestii de genul ăsta, lăsați blocați și vă alegeți alt drum. Eventual, repet, sunt multe mesaje, fiți determinați să vă reconstruiți, să ieșiți în evidență prin ceva. Nu acolo, nu la jobul acela, nu relația aceea toxică, ci în ceva nou care vă va aduce abundență și spor și reușite. Lăsați în urmă 6 de spade. Ia uite, băi, minciunile, măi, manipulări emoționale și mentale din partea cuiva, poate acasă, da? Poate acasă. Poate voi ați crezut că e flacăra voastră geamănă și ea. Există și false flăcări gemene, pentru că nimeni nu poate să pună punctul pe i la flăcările gemene. Tot avem impresia, plus că nu oricine întâlnește flacăra geamănă. Dar sunt chestii nasoale. Nasoale, mai zic și eu cuvinte de astea, că mă distrează, la casa unui om, unei persoane, sunt chestii. Dar. Vine, pleacă cineva, ia concentrați-vă voi pe oameni care nu mai vin și pleacă, care stau și construiesc. Și important este voi să vă concentrați pe chestia asta. Repet, poate vreți să deschideți o nouă afacere ca mine.
Ca mine, da? Cam nodul nord în săgetător, de aia mă bag aici în etalare și eu, da? Poate o nouă afacere. Nouă afacere, un nou proiect din care să faceți bani. Îndrăzniți. Îndrăzniți, munciți, fiți determinați. Și de ce dacă e concurență? Se găsește acolo o nișă și pentru voi, da? Ca și cu tarotul. Nu monopolizez eu lumea tarotului. Dar ia ca sunteți alături de mine și vă mulțumesc, dragii mei abonați. Și asta e, mergem înainte, cu încredere și cu bucurie. Valetul de bute în viitor. A, apropiat așa, pe termen scurt, valetul de bute. Ia ca, mai am zis de cineva, ia uite. Valetul de bute și 6 de bâte pe orizontal. Cred că are legătură cu chestia din trecut. Am zis-o, cineva revine, vrea să se împace cu voi, posibil. Dar 6 de bâte, ori nu are încredere, ori... Iar vine, pleacă, vine, pleacă, sau pur și simplu... Pentru mine, în această situație, 6 de bâte, am zis că uneori reprezintă un personaj care vrea să atragă atenția, vrea să iasă în evidență, să vă atragă vouă atenția. Cu alte cuvinte, să vă sugă un picuț de energie, să vă mai vampirizeze un pic, un narcisist, un egoist sau egoistă, posibil aceea vor încerca să comunice cu voi. Dacă voi discerneți, puteți să îi puneți de asta dată voi în stand-by. Ia uite, 2 de spade blocați la locul de muncă, da? O situație, cineva vrea să-și ceară scuze dacă v-a pus în așteptare a unei colaborări, ați aștepta să colaborați cu cineva, apropo de șef și de subaltern, da? Ați refuzat să se culce cu, să se vă culcați cu ei. Dau exemple ca să înțelegeți, da? Nu înseamnă că musai așa s-a întâmplat. V-am dat exemple ca să vedeți cum merg energiile, cum se îmbină și cum se combină. Da. Voi concentrați-vă pe munca voastră, judecata. Clarificăm judecata. Wow! Judecata, 10 de bâte. Ia uite, deci îi consumă. Îi consumă faptul că n-a mers treaba. Și vor să-și ceară scuze, da? Să renască. Îi consumă faptul că voi vă concentrați pe altceva. Că vă regăsiți încrederea. Ia uite că aveți parte de abundență. Ia uite, independență. Bucurii. Probabil că cineva a rămas fixat pe voi, fixată, dar... Asta e. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Altceva ar mai fi, pentru că sunt multe mesaje de fiecare dată. Ce văzuse mai devreme? Ia asta e. Da! Da, 10 de bute. Ceva consumat. Am zis de consum de energie. Interesant, și a venit consumul de energie. Am vorbit de vampirism energetic, a venit 10 de bute, care e consum de energie. Că ați muncit undeva unde n-ați avut spor. Da? În relații karmice, adictive. Judecați, discerneți, renunțați la aceste lucruri și mergeți către oameni care sunt deschiși sau pur și simplu. Luați-vă cupa voastră. Luați-vă cupa voastră și vindecați-vă. Hai să clarificăm 7 de cupe. Oh, 7 de cupe. Ia ca ia regina de cupe și 5 de spade. Cineva care manipulează mental și emoțional. Aer și apă. Aici a fost o mare trădare. Încheiați acest ciclu. Poate că ei trebuie să încheie acel ciclu, nu e treaba voastră. Treaba voastră este ca voi să încheiați ciclul vostru, nu... Da? Acum, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Clarificăm pentru săgetător cavalerul de bâte. Da, este de... Adică trebuie să vă... Aici e determinarea și răbdarea valetul și cavalerul de bâte. De monede. Determinare și răbdare. De fapt, într-un fel sau altul, nu poți să fii determinat dacă n-ai răbdare. Trebuie... Bine că
Trebuie să ai și forță, trebuie să ai și plan de acțiune. Cavalerul de monede are un plan de acțiune, are niște schițe. Ia uite, regina de monede. Și șase de spade. Cineva de la drum vrea să comunice cu voi. Clarificăm totuși șase de spade. Mai dăm o carte pe șase de spade. Cineva vrea să... Deci, în primul rând, voi, bărbați, femei, nu contează. Trebuie să vă găsiți voi stabilitatea voastră, regina de monede. Asta e stabilitatea voastră la care munciți. Regina 10, da? Valoarea, să lucrați la valoarea voastră, la construcția valorii voastre. Aici este o trezire. Aici are par... se întâmplă o trezire. Vă dați seama că un suflet pereche, da, v-a rănit, dar nu puteți să mai stați în acest sentiment de abandon. Trebuie să-l părăsiți. Ia, spre ce merge șase de spade? Probabil cineva totuși vine din trecut, de undeva, se simte abandonat. Mai dăm o carte pe șase de spade. Trebuie să vă conectați la intuiția voastră în această situație. Mai dăm o carte pe șase de spade, spre ce merge? Spre putere. Dacă v-ați simțit singuri, fără susținere financiară sau cu foarte puțină, foarte puțin prieteni și aceia firavi, mergeți spre regăsirea puterii voastre. Da? Cu răbdare. Vă transformați, de-aia apare și steaua. Dar iar în acest moment, în prezent, trebuie să alegeți să fiți determinați în a găsi o nouă soluție cum să faceți bani, o nouă soluție cum să manifestați stabilitate și se va manifesta. Deci apare confirmarea. Acel succes se va manifesta. Cam atât. Ia să pun și eu un sfat în timp ce am amestecat. Ia uite, a venit, fiți deschiși către schimbare. Adică să mai începeți ceva nou, un nou job, un nou hobby, un nou proiect. Da? Dați șansa celor care vin cu, în primul rând, care arată respect, apreciere și care vin cu soluții practice. Un sfat pentru săgetătorii. Ia uite, trebuie să vă forțați, gen push through. Any insecurity. Să împingeți de orice sentiment de insecuritate, de neîncredere cu care ați rămas din trecut și să fiți determinați să stați în picioare. Chiar, v-am zis, chiar dacă e concurență, stați în picioare 9 metri uat. Se găsește un loc și pentru voi, da? Mai dăm o carte. Încă un sfat. Probabil pentru unele doamne este un bărbat mai tânăr care vrea să arate respectul pe care îl are față de voi. Ah, și iertați, interesant, iertați, iertați ce a fost. Treceți prin orice sentiment de insecuritate, de pierdere de energie, dar știu că unele dintre voi, unele lucrați foarte mult la vindecarea despre care am vorbit, temperanță, trei de monede și judecata, la ascensiunea voastră. Pentru asta încă mai aveți ceva de iertat și trebuie să împingeți energiile. Știți cum e? Da, sper că știți, da? Și fiți mândri de voi înși vă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!